mă așteptam să-l găsesc pe Ion cu barba vopsită. Ți-e dor de Bangladesh, nu? Primul schem marca Egipt. Bun venit în Egipt! Ce interesant! Ia uite-te ce spectacol fac băieții! E foarte multă poliție în Cairo. Pentru prima oară când într-un spațiu public, adică pe stradă, îți este interzis. Vedeți că majoritatea caselor de aici au acoperișul distrus, măreție și decădere. Aveau păr unii dintre ei, aveau dinți și unghii și piele pe alocuri. Nu-mi dau seama exact dacă facem ce trebuie sau nu. Salutare, salutare! Salutare tuturor din Bangladesh încă! S-au reunit chiperii! În sfârșit! Dacă nu ați văzut ultimul vlog din Bhutan, am revenit în Bangladesh ieri, iar acum suntem pe picior de plecare pentru că plecăm în Egipt. O nouă țară pe lista noastră pe care abia așteptăm să o descoperim. Așadar, hai să pornim. Dar înainte de asta o să mergem în recepția hotelului pentru că i-am adus Andrei un cadou. Cine a văzut imaginile din vlogul cu Delta Bangladeshului știe despre ce este vorba. Avem foarte multe bagaje. Aceasta este camera de hotel în care mi-am făcut eu veacul în ultima perioadă pentru că nu m-am mutat de aici. Am prietenit cu oamenii. Vă recomand din tot sufletul să veniți la acest hotel din Dhaka pentru că se stă bine, da. Oamenii sunt foarte drăguți, se mănâncă bine, la prețuri decente. Da, foarte ok. Te-am lăsat pe mâini bune, sunt extrem de fericită că băieții au avut grijă de tine, te-au hrănit, te-au oferit toate condițiile. Ce să zic, suntem fericiți că ne-am revăzut. Ne-am reîntâlnit, am refăcut echipa. Urmează niște vloguri senzaționale, spun eu, din Egipt, pentru că și acea țară oferă foarte multe imagini, experiențe. Ne așteaptă o zi foarte lungă, pentru că asta avem prima dată o escală în Sharjah. Și apoi o să aterizăm în Cairo. Dar o să filmăm toată experiența. Saună e în Bangladesh. Saună peste tot, mai puțin în camera de hotel, unde ea e condiționat, dar în rest e cumplit pe cald. Da, eu oarecum am obișnuit și nu prea. Eu vin de la Răcoare, din Bhutan, unde vorba aceea eram înconjurată de munții Himalaya și atunci aerul era foarte curat și Răcoare, plăcut. Oricum, am scos-o pe Andreea puțin mai devreme la o plimbare, dar nu am rezistat mult. Da. Vedeți imaginile pe Instagram, m-am filmat pentru vlog. Yay! Se înceapă o nouă aventură. Epică! Ești entuziasmată? Da, curioasă cum arată Egiptul. Mi-a plăcut Bangladeshul, adică ce am văzut astăzi, așa o mică, pică parte, dar îmi pare rău că nu stăm mai mult să explorez și eu, sincer, da. Mi-ar fi plăcut. Promit solemn că revenim, mi-am făcut foarte mulți prieteni aici, am foarte multe contact acum. Chiar îmi pare rău că plecăm, rare ori mi se întâmplă să am o părere de rău când plec dintr-o țară. Și culmea, simt asta în Bangladesh. N-aș fi zis nicio. Prima zi când l-am lăsat pe Ion era o speriat. Nu de neapărat. Ăsta e cuvântul, eram speriat. Iar acum Andreea o să testeze fructele guava și amra. Guava am mai mâncat prin America de Sud, cred. Nu mai știu exact unde, sau în America Centrală. Nu e ceva străin pentru noi, dar e un fruct local până la urmă. Așa arată. Da, l-am arătat și eu în vlogurile mele. Gustos! Seamănă cu para foarte, foarte mult. Nu e foarte dulce, îmi place. Răcoritor. Răcoritor, da. Trecem la următorul, amra. Și e cel mai interesant din punctul meu de vedere. Seamănă cu mango. Da, seamănă cu mango la înfățișare, dar... Miroase ciudat. Nu știu. E amar? Nu știu. Bă, e amar. Nu știu. Vitamina C. E o combinație dintre mango și măr, așa mi se pare, adică are puțin din dulceața și savoarea fructului mango și din răcoarea, dacă pot să spun așa, mărului, faptul că are multă apă. Eu am făcut combinația între mango și lămâie. Da, puțin de lămâie. Foarte interesant, e unic gustul. Da, îmi place mai mult decât guava, e mai gustos. Da. E mai interesant. E mai apos așa și mai mult mai răcoritor. De ce îți place în Bangladesh? Foarte bune fructele în Bangladesh, ce pot să spun? Îmi pare rău că nu pot testa mai mult de atât. Oricum am văzut că pe marginea străzilor se vând ananas, toate fructele găini. Exotice posibile, găini, vii. Toate fructele, găini. Da, bun, îmi place. Și cafeaua e bună. Și ieftină. E undeva la 10 lei o cafea aici, ca să o faceți o idee. Este la un hotel, atenție, de 4 stele. Eu în Bhutan am vrut doar cafea instant la plic și a fost... N-a fost cafea. N-a fost ce trebuie, așa că acum profit din plin, mă răsfăț. Și gata, plecăm. Am încheiat o aventură și începem alta. Cum e viața asta, nici n-ai timp să-ți tragi sufletul, așa o zi, să zici... Nu.
Suntem într-o dinamică continuă. Deci țineți minte că Andreea seara a aterizat. Deci nu am stat mai mult timp aici împreună sau să ne tragem sufletul. Acum e ora 13:30. Plecăm la aeroport. Avem avion undeva la 4:30. Dar mi s-a recomandat să mergem puțin mai devreme pentru că ați văzut, e haos aici în aeroporturi, se stă la coadă. Și vă las aici ultimele imagini din Bangladesh din acest sezon. Foarte drăguți oamenii, chiar v-am spus, îmi pare rău că plec de aici. Chiar îmi pare rău, n-aș fi crezut că o să am aceste sentimente. La cum ați văzut pe mine în primul vlog, acelea au fost sentimente reale. M-am simțit frică, singurătate, a fost un mix de emoții, vă dați seama. Acum, sincer, na, plecăm într-o destinație care se aseamănă cu Bangladeshul. Sunt curios dacă e la același nivel, dacă e aceeași aglomerație. S-ar putea oamenii să fie insistenți acolo, adică sigur, așa am auzit. Acum e multă lume pe străzi, nu că n-ar fi în general, dar vedeți foarte mulți bărbați care se întorc de la moschee pentru că tocmai a avut loc rugăciunea de la ora 1. Am uitat să spun asta în ultimul vlog din Bhutan, atunci când am revenit aici în Bangladesh, că mă așteptam să-l găsesc pe Ion cu barba vopsită. Portocaliu. Exact, așa sunt majoritatea bărbaților aici. Din cauza religiei, cu siguranță. Dar mai ai o șansă data viitoare. Las barba mai lungă. Și mă aștepți cu rickshaw, dacă e nevoie. Am zis eu că o să fiu șofer, dar nu am apucat acum. Aeroportul din Dhaka, indiferent de oră, e foarte multă lume și nu vă imaginați că toți pleacă. Thank you. Și așteaptă sau conduc pe cineva. De regulă, nu vine un membru al familiei, ci vine toată familia, tot blocul, tot neamul. Da, nu toată lumea pleacă de aici. Nu. Exact ca în Ecuador, când venea tot tribul să-i aștepte la aeroport pe cei care soseau, da, sau să-i ducă. Hai să intrăm și noi. Și pentru a intra în aeroport trebuie să stăm la o coadă. Ne sunt cerute biletele de avion și, bineînțeles, pașapoartele, adică nu intră oricine, doar dacă zbori. Gata, am trecut de controlul de securitate, am lăsat bagajele și cam așa se prezintă aeroportul din Dhaka în interior. Foarte, foarte drăguț, curat. Ne-am așezat aici, așteptăm să plece avionul și am văzut aici un grup foarte, foarte interesant de oameni. Nu înțeleg ce au la gât, un fel de numere. Sunt numerotați, au venit în vacanță, dar nu cred. Probabil că fac parte dintr-un grup religios. O să-mi fie dor, o să-mi lipsească agitația și energia locului. Ba da. De precizat că eu și Ion suntem singurii străini. Turiști, de altfel. Și mai avem puțin până decolăm, iar toată lumea din jurul nostru vorbește la telefon. Nimeni nu și-a dat... Familia, da, nu și-a dat nimeni telefonul pe mod avion. Nimeni. Dar nimeni, e greu să te înțelegi cu ei.
cu bine în Sharjah, unul dintre cele 7 Emirate, după un zbor foarte interesant, cred că cel mai interesant din ultimii ani, în sensul că... S-a mers tot drumul, atenție, 5 ore, cu semnul de centură de siguranță pornit. Și nimeni nu a avut voie să se ridice de pe scaun. Dar a fost, atenție, unul dintre cele mai line zboruri din viața noastră. Am înțeles măsura asta ca una de protecție, să spun așa, pentru a nu declanșa haosul. Este greu de controlat acești oameni din Bangladesh. Chiar și așa s-au ridicat pe scaune, au scos centurile. Foarte, foarte interesant, numim noi. Înțelegem de altfel. Bun venit în Egipt, a patra țară în ultimele 3 săptămâni, Turcia, Bangladesh, Bhutan și acum Egipt. Așteptăm să ne vină bagajul, am trecut cu bine de imigrări, am plătit viza 25 de euro sau 25 de dolari de persoană, depinde ce monedă aveți. Pentru români formalitățile sunt simple, e ora 1 și jumătate noaptea. Welcome to Egypt! Și ne-a așteptat cineva de la cazare. O, da, ce diferență între aerul de Bangladesh și aerul de Cairo, mult mai respirabil. Bună dimineața! Salutare tuturor din Cairo! Voiam să zic de pe străzile Istanbulului, nu știu de ce, dar am asociat orașul ăsta mereu cu Istanbul. Însă e total diferit. Noi am ajuns de 2 zile aici, dar a fost o primă impresie, un prim contact cu Egiptul, destul de ciudat, să spunem așa, pentru că noi am citit înainte că în acest loc sunt foarte multe schemuri turistice, dar nu credeam că o să ni se întâmple nouă, mai ales în primele ore. Ți-e dor de Bangladesh, nu? Da, acolo a fost mai simplu din foarte multe puncte de vedere. Primul schem, marca Egipt, are legătură cu cazarea. A fost foarte, foarte greu să găsim una cu notă bună pe Booking, cu multe review-uri și cu un preț decent, să spunem, deși prețurile nu sunt mari aici, dar mi se pare că nu există variantă de mijloc. Există hoteluri foarete scumpe, lanțuri precum Kempinski, Ritz, Hilton, Marriott, care costă 200-300 de dolari pe noapte și restul de ostea 2, care costă 20, 30, 40, 50 de dolari pe noapte. Așa că ne-am ghidat și noi după poziționare și am ales o cazare situată în centrul vechi al orașului, pentru care plătim 60 de euro pe noapte cu mic dejun inclus și a fost o dezamăgire uriașă, în sensul că ok, am ajuns la 3 dimineața, ne-am preluat camera, era murdară, prosoapele, lenjeria erau negre, pe pat, aveam păr, erau 3 paturi plus o canapea în cameră, deși noi ne rezervasem cameră dublă. Ne-am dus la recepție la ora aceea să ne dea o altă cameră. Din păcate nu era posibil lucrul acesta, însă a doua zi ne-a oferit o altă variantă, din punctul meu de vedere la fel. Adică nu se schimbă cu nimic. Mi se pare că au probleme, sunt precari în ceea ce privește igiena și curățenia. Deși pe Booking, culmea, hotelul are o notă foarte bună, 8,9 din vreo 200 de comentarii. Și arată total, total diferit camerele, vă las acum o imagine. N-au nicio legătură cu realitatea, dar nicio legătură. Cam ăsta a fost primul contact cu Egiptul. Suntem în Cairo, apropo, ce să spun, cred că nici Cambodgia nu ne-a provocat atât de tare din primele ore. Asta e. Acum am ieșit la plimbare, prima oprire, mergem să mâncăm. Cam așa arată cartierul în care stăm noi. Multe contraste, după cum vedeți, magazine, să spun, nu neapărat de lux, foarte mulți taximetriști care ne întreabă, hai, unde te duc? Ai nevoie de un taxi? E un oraș mare, vibrant, zgomotos, dar mult mai răcoros decât Dhaka, decât Bangladeshul, cel puțin la o primă impresie mi se pare un pic mai rezonabil. În general, oamenii mi se par prietenoși, deschiși față de turiști, stau la o cafea de regulă aici pe marginea drumului, fumează o shisha, vând turte pe care le-am savurat și noi dimineața la micul dejun și oricum pâinea este un aliment de bază în Egipt. Sunt și haioși, băieții vor un dolar ca să-i filmăm. Bine, noi am venit aici să mâncăm la un restaurant 100% local, să luăm prânzul și să încercăm poșari, cred că se numește felul acesta de mâncare specific Egiptului. Of course, lemon. Yeah. And vinegar, and garlic. Okay. And salt, and pepper. Okay. Spicy, but very less. Okay.
Ce interesant! And fried onion. Ok, ceapă prăjită este asta. And check this. Linte. This is ready now for it. And we mix. Then, as you like. Bine, asta este foarte bună. Seamănă cu chipsurile, cu tortillas, de fapt. Au și multe condimente deasupra. Dar ce combinație! Oricum, kushari sau koshari este mâncarea națională aici în Egipt și o combinație între paste, orez, linte și sosul acesta pe care l-a pus băiatul aici deasupra. Hai să vedem ce gust are. Foarte bun! Foarte bun și simplu, nimic deosebit, nu e picant. Vreau să spun că seamănă cu mâncarea italienească, dar nu, nu are nicio legătură. Gustul de paste fierte este foarte, foarte pronunțat, însă amestecate toate creează așa un mix delicios. Hai eu la masă. Asta este budinca de orez. Good. Hai să vedem cum e cu scorțișoare. Seamănă cu laptele cu orez pe care îl făceau părinții noștri când eram mici. Budincă de dobleac sau cu dobleac. Nu mă pot decide pe care o vreau. Ambele sunt foarte bune. Destul de simple, adică nimic complicat. Bucătăria lor nu mi se pare deocamdată complicată, dar e gustoasă. Simplă și gustoasă. Cred că rămân la budinca de orez, că mi-amintește de copilărie. Ia uite-te ce spectacol fac băieții. Ceapa caramelizată, călită, așa o pun, apoi sosul. Hai că au ceva în comun cu turcii. Un adevărat spectacol. Da, da, da. Abu Tarek se numește acest restaurant, are o notă bună pe Google. Am plătit în total 30 de lei pe două ape, două feluri principale. N-am putut mânca tot pentru că porțiile sunt mari și două deserturi. Și e un adevărat spectacol în interior. Ați văzut și voi cum pregătesc ei mâncarea. Porțiile, de fapt, da. Foarte, foarte drăguț. Avem energie, a ieșit și soarele pentru că ieri, de exemplu, a fost așa o ceață peste Cairo. Și n-am văzut mare lucru, dar e de partea noastră astăzi. Hai să luăm pulsul orașului. Bun venit în Egipt! Hei! E foarte multă poliție în Cairo, în general, acolo unde sunt hoteluri mari, importante, de 5 stele sau obiective turistice. De exemplu, am trecut acum pe lângă o sinagogă și cred că erau vreo 3 mașini de poliție și vreo 5-6 polițiști, jandarmi, toți înarmați. Și de aici, din piața Operei, de unde începe călătoria noastră prin Cairo, vă spun așa că Egiptul sau Republica Arabă Egipt, așa cum este ea denumită în mod oficial, este în mare parte dominată de deșert, aproximativ 94% din suprafața totală. Limba oficială este araba, iar majoritatea egiptenilor sunt musulmani suniți. Însă, de-a lungul istoriei, Egiptul a fost un loc important pentru creștini, dar și pentru evrei. Foarte interesant, am ajuns în piața Operei. Vedeți că e foarte multă poliție și nu este prima oară astăzi când ni se atrage atenția că n-avem voie să filmăm pe stradă anumite obiective turistice. Nu-mi dau seama exact care este motivul. Da, e pentru prima oară când într-o țară, într-un spațiu public, adică pe stradă, îți este interzis să filmezi. Am întrebat de ce, dar n-ai cu cine să te înțelegi, nu știu engleză. Evident că peste tot sunt piețe. Nu o să filmăm astăzi bazarul, ci o să vină un vlog separat, dar tragem așa cu ochiul puțin. Inclusiv corpuri de iluminat, prize se vând aici pe stradă. Da, o lume pestriță, clar.
Și încă o particularitate a Egiptului, a orașului Cairo, de fapt, sunt cablurile care atârnă de sus până jos, cabluri de telefonie, de electricitate. Așa arată și zona hotelului în care stăm noi. Și la fel ca în Istanbul, peste tot sunt pisici, pentru că, atenție, sunt considerate sacre și cred ei au această superstiție că le aduc noroc. Încă ceva, sunt multe clădiri într-o stare pronunțată de degradare, cum, de exemplu, este cea din față și mă așteptam... Aoleu, deci îmi dore capul! Tu ai imunitate la claxoane. Chiar nu le mai aud, sincer. Deci dacă vreți să nu vă deranjeze Cairo deloc, mergeți prima dată în Bangladesh. Sau în India, tot aia e. Și pentru că afară e foarte cald, nu putem merge pe jos, am comandat un Uber. Pentru că da, există aplicația aici și ne salvează foarte multă energie, foarte mult timp și bani. Și e ieftin, da. Acum în cartierul islamic, pentru că vrem să vizităm una dintre moscheile importante ale orașului Cairo, care, apropo, este și denumit orașul celor 1000 de minarete, datorită multitudinii de moschei care au fost construite de-a lungul timpului aici. Întreaga cursă ne-a costat 3,5 lei, Doamne, și am călcat într-o baltă. Ne aflăm pe una dintre cele mai cunoscute și frecventate străzi. Are o denumire lungă, Al-Muniz, Fatima și am uitat restul. Dar se vând de toate aici, condimente, miroase bine oricum, suveniruri, bijuterii, pețișoare parfumate, nelipsitul ceai. Foarte diferită partea asta a orașului de cea din care venim noi. Mi se pare mult mai interesantă, mai autentică și mai liniștită puțin. Nu trage nimeni de noi deocamdată. Vedem un bazar cum o să fie, că înțeleg că acolo e marea provocare. Cred că acum are loc chemarea la rugăciune. Suntem foarte aproape de o moschee. Egiptul are o populație de aproximativ 120 de milioane, 90% dintre ei sunt musulmani suniți, iar restul de 10% sunt creștini. Cairo, oricum, e un oraș uriaș. Din avion am avut impresia că nu se mai termină, pur și simplu este imens și înțeleg că la ultimul recensământ, din anul 2022, cred, număra o populație de peste 22 de milioane de locuitori. Mi se pare amuzant că atunci când ne abordează vânzătorii, ne vorbesc în spaniolă, am impresia că suntem spanioli. Și evident că în orice țară arabă, aurul este la putere. Se vinde peste tot în zona asta, pe străduța asta. Un gram costă 60 de dolari sau 285 de lei și înțeleg că se poate negocia cam la 50% față de prețul pe care ei îl prezintă inițial. Toate schimbările din ultima vreme, zborul Bhutan-Bangladesh, Bangladesh-Sarja-Cairo, ne-au cam epuizat, așa, și am și răcit puțin, suntem un pic lipsiți așa de energie. Da, e din ce în ce mai bine, oricum față de cum eram ieri, de asta am și luat o pauză de două zile, n-am filmat nimic, n-am ieșit din cameră, bine, nici camera nu ne-a ajutat, nu e luminată deloc. Nu au ferestre aici, mi se pare incredibil, adică toate hotelurile, bine, cu excepția celor de 5 stele care costă, v-am spus, câteva sute de euro sau de dolari pe noapte, nu au ferestre, probabil că se încălzesc vara foarte mult, ăsta e motivul și atunci ne-a dat așa o stare foarte ciudată și în plus răceala, oboseala, ce-au cam spus cuvântul, dar zona asta ne-a revigurat. Da, e, are o energie bună, frumoasă.
ce ai portabil. Incredibil. Și dacă tot ne aflăm în cartierul islamic, trebuie neapărat să vizităm cel puțin o moschee și bineînțeles că o alegem pe cea mai importantă, Al-Azhar se numește, de la care orașul Cairo a și câștigat titulatura de orașul celor 1000 de minarete. Din păcate nu am avut voie să filmăm în interiorul moscheei, nici măcar în curte, cu camerele profesionale, doar cu telefonul. Am reușit să tragem câteva cadre și să facem câteva poze. Al-Azhar este una dintre cele mai vechi moschei de aici, din Egipt, din Cairo. Datează din anul 972. Găzduiește și una dintre cele mai vechi universități din lume, un important institut islamic, inclusiv în zilele noastre, construit în anul 988. Doamne, ce nebunie e aici pe străzi, peste tot lumea. Este foarte sceptică în ceea ce privește filmatul. În general, obiectivele religioase reprezintă un subiect sensibil atât în lumea creștină, ați văzut că și în lumea budistă în Bhutan, dar și în lumea islamică. Ați văzut și în România acum. Cairo mi-amintește foarte mult de Marrakech. E cam aceeași lume, pestriță, puțin agitată, colorată, mirositoare și așa mai departe. Dar da, e una dintre cele mai vechi civilizații din lume și o să ajungem și la piramide zilele următoare. Abia aștept. Tot timpul am fost fascinată de tot ce înseamnă Egiptul antic și abia aștept să văd cu ochii mei și să înțeleg mai bine istoria uneia dintre cele mai vechi civilizații din lume. Așa arată autobuzele locale, cel puțin cele pe care le-am văzut noi. Sunt mai degrabă niște microbuze, puține locuri în care oamenii stau foarte înghesuiți. Știți ce am observat aici, în Egipt? Cel mai bine evit să intri în contact cu oamenii, să le răspunzi la întrebări, pentru că altfel nu mai scapi de ei. Efectiv, se țin scai de tine și îți spun că vin cu tine să-ți arăt, nu te costă nimic. Dar, de fapt, știm cu toții că lucrurile stau puțin diferit. Bineînțeles că incursiunea noastră în lumea islamică a Egiptului continuă. Această străduță, de exemplu, are 500 de ani vechime și între cartierul se pare că a luat naștere în anul 640, atunci când Egiptul a fost cucerit de musulmani, de lumea arabă. Nu e o zonă exclusivă a pietonilor, ci și a mașinilor, a tuk-tukurilor, a motoarelor, a scuterelor și a bicicliștilor. Psihic și energetic sunt la pământ, prea mult stimul, prea multe claxoane, căldură. Da, nu cred că aș fi rezistat în Bangladesh alături de tine. Foarte intensă ziua de astăzi și foarte obositoare. Tot timpul trebuie să fii atent că dă cineva peste tine, te claxonează. Oricum suntem și cam singurii turiști din zona asta și toți se opresc să ne întrebe. Nu ai nevoie de taxi, de transport, alții ne urează bun venit. Da, o lume pestriță și epuizantă. Ultima oprire din cartierul islamic, preț de câteva secunde, am avut parte de liniște. Sunt aceste porți medievale străjuite de două minarete. Bab Zuveila se numesc, datează din secolul al XI-lea și înțeleg că o să ne oferă o panoramă foarte frumoasă asupra cartierului islamic și asupra a ceea ce v-am arătat noi de jos acum. Nu mai am nici voce, efectiv. Nici.
A trebuit să plătim un bilet de intrare de 60 de lire egiptene de persoană pentru a urca în una dintre aceste minarete. Bineînțeles că am intrat aici în interiorul acestei minarete, acestei porți mai degrabă, vechi de peste 1300 de ani, așa cum vă spuneam, și ne-a întâmpinat un domn la intrare care a fost foarte amabil, ne-a spus câteva informații prețioase despre acest loc, dar a ținut neapărat să ne însoțească pe tot parcursul vizitei, deși nu este obligatoriu. A spus că vine cu noi doar pentru bacșiș, pentru a-i da ceva la sfârșit. Oh, wow! Superb! Nu, Doamne, deci e o nebunie! E o aventură să filmăm în Egipt! De ce? Nici măcar aici nu avem voie să folosim camere profesionale. Doar cu GoPro-ul și cu telefonul putem filma, ceea ce o să și facem. Foarte interesant cartierul văzut de sus. Într-adevăr, sunt multe minarete și gândiți-vă că câte un angajat al moscheii urcă de 5 ori pe zi acolo pentru a anunța chemarea la rugăciune. Vedeți că majoritatea caselor de aici au acoperișul distrus sau nici măcar nu e construit. De ce? Pentru că ei nu mai plătesc impozit pe clădire dacă acesta nu e terminat. Motivul pentru care avem parte de o astfel de imagine. O, da, un pic dezolantă, ce să spun. Doamne, dar nu doar acoperișul, văd că și anumite ziduri sunt lăsate pur și simplu să cadă, sunt foarte instabile construcțiile, casele aici. Sigur că orașul are și o parte nouă, dar eram mai degrabă curioși să vedem zona asta istorică. Și până la urmă am venit aici să urcăm într-una dintre minarete. Că de asta plătești bilet, Doamne. Dar pot să nu urc, Ion? Da, Ion o să urc, că nu-mi place scara, e mult prea îngustă. Îl las pe Ion, o să vă arate el de acolo, de sus, orașul. Ion, cum ești? Epuizat, mai epuizat ca în Bangladesh, dacă vă vine să credeți. Nu-mi vine să cred. Am sentimentul ăsta pentru prima oară în ultima perioadă că vreau să plec dintr-o țară, dintr-o destinație, pentru că nu mai pot, pur și simplu, cedez psihic. Uite, diferența față de Bangladesh e faptul că, iarăși, o repet, nimeni nu trăgea acolo de tine, nimeni nu te deranja în calitate de turist, ci doar se uitau la tine. Aici toată lumea trage de tine, să-ți arate, să-ți vândă, să plătești, să scoți bani din buzunar. E nebunie. Îmi cer scuze, dar asta simt acum, ăsta e adevărul. Pe lângă faptul că e foarte cald, e o climă uscată, deșertică. Oamenii aceștia insistenți, n-aș vrea să le spun ostil, că e un cuvânt cam dur, te obosesc pur și simplu, nu-ți dau neapărat o stare bună, mai ales atunci când ești cu camere de filmat. Și fix aceleași sentimente mixte le-am avut în Marrakech, pentru că atunci când ești văzut cu o cameră profesională pe străzi, ești luat drept, nu știu, un important videografer, reporter, jurnalist de la BBC, de la CNN sau de la Netflix, te asociază instant și atunci îți cer bani și e puțin nedrept.
aștept. Adică e o primă zi de acomodare și de tranziție pentru noi, puțin mai grea. Aici contrastele sunt foarte puternice, e vorba despre măreție și decădere din punctul meu de vedere. Chiar citeam faptul că Egiptul antic a fost ceva nemaipomenit, adică oamenii au fost inovatori pentru acele vremuri. Nu doar că au inventat papirusul, săpunul, pasta de dinți, produsele cosmetice, în general sticla, cimentul, dar, atenție, în Egiptul antic, chirurgii erau capabili să facă transplant de cap. Iar ceea ce vedem noi astăzi și experimentăm e într-un contrast uriaș cu trecutul. Amețitor, frumos de altfel. Nu mai pot. Căldură mare, uite ce m-am înroșit azi. M-a rupt soarele. Islamic, am ajuns într-o altă lume diferită, în care vedem inclusiv căruțe pe străzi. Am venit cu un scop și anume să vedem mumiile regale de la Muzeul Civilizației Egiptene și țineți-ne pumnii să putem filma în interior și să vi le arătăm. Pentru noi sunt curiozitatea cu numărul 2 după piramide. Hai să le vedem. 36 de lei costă biletul de persoană. Ce frumos arată intrarea, e imens oricum. Cred că o să ne ia câteva ore să-l vizităm, însă ne concentrăm pe mumii, exclusiv pe mumiile regale. Din păcate nu avem voie să filmăm mumiile egiptene, însă haideți să o luăm cu începutul. De unde această practică? Ei bine, egiptenii antici credeau în mulți zei și credeau în viața de apoi. Aveau impresia că individul decedat va avea o viață foarte apropiată de cea pe care tocmai a trăit-o. Dar pentru asta corpul lor trebuia conservat și îngropat cu toate bunurile deținute în timpul vieții pământești, pe care le va lua cu el în călătoria în viața de apoi. Egiptul antic a fost o societate de succes care a durat peste 3000 de ani. Preoții au dezvoltat abilități și au descoperit modalități de a păstra sau mumifica un corp, astfel încât acesta să fie conservat cât mai mult timp. Și nu au mumificat doar oameni, ci și animale. În morminte au fost descoperite de-a lungul timpului pisici sau crocodili mumificați. Tot acest proces pentru a crea o mumie durează până la 70 de zile. Corpul trebuia purificat și spălat înainte. Toate organele interne erau îndepărtate, însă lăsau inima la locul său. Se credea că este centrul emoțiilor. În schimb, creierul era scos pentru că era considerat inutil. Desigur, corpul era umplut astfel încât să pară normal, era uscat, iar pentru a-l usca, îl scufundau într-o substanță naturală numită natron, foarte asemănătoare cu sarea, care practic absorbea toată umezeala din corp. După aproximativ 40-50 de zile, scoteau corpul din natron, apoi înlocuiau umplutura originală cu una nouă din rumeguș sau din in. Corpul era înfășurat apoi cu mare grijă în straturi de in care acopereau fiecare zonă a corpului, un fel de giulgiu. Desigur, foloseau și uleiuri speciale care ajutau corpul în procesul de conservare.
În cele din urmă, mumia finală era plasată într-un recipient de piatră sau din lemn numit sarcofag. Desigur, și organele corpului ce au fost scoase inițial au fost mumificate și plasate în recipiente speciale așezate alături de trupul mumificat în mormânt. Atât sarcofagul, cât și borcanele care conțineau părțile corpului erau sigilate cu o rășină specială. Faraonii aveau parte de cea mai scumpă mumificare dintre toți oamenii, de vreme ce erau considerați zei. Li se adăugau pietre prețioase sau amulete între straturile de învelire ale giulgiului. Foloseau inclusiv un sarcofag special, sculptat și pictat după asemănarea sa. Unele erau decorate cu aur. Doamne, ce experiență a fost muzeul incredibilă! Vreau să spun că, virgulă, copilul din mine, care și-a dorit foarte mult să devină arheolog, este extrem de fericit acum pentru că a avut șansa să vadă asemenea artefacte, să vadă mumiile, sarcofage. Mi s-a părut incredibilă călătoria asta în timp și mi s-a părut incredibilă, uimitoare, extraordinară lumea lor. Suntem extrem de fericiți că am ajuns aici. De fapt, acesta este unul dintre motivele pentru care am pus Egiptul pe hartă. A fost o experiență care mi-a tăiat răsuflarea, pot să spun. Am uitat de tot ce s-a întâmplat până acum. Șterg cu buretele, Egiptul merită, nu știu, locul lui pe harta turismului mondial. Am văzut foarte multe mumii, nici nu știu că nu le-am numărat, dar cred că au fost în jur de 20, de la Nefertiti, nu a fost prima, cred. Ramses al doilea, al treilea, al patrulea, al șaselea, foarte mulți regi, foarte multe regine. Ce m-a surprins e că aveau păr unii dintre ei, aveau dinți și unghii și piele pe alocuri. Desigur, erau înfășurați în giulgiu, dar da, am zis că o să mă sperie experiența asta. Sigur, o să plec un pic traumatizată și o să le visez la noapte, dar nu, chiar nu. A fost foarte, foarte interesant și gândiți-vă că au peste 3000 de ani vechime și s-au conservat atât de bine, adică mi se pare fascinant. Nu credeam că o să mă impresioneze atât de mult. Din păcate, nu am avut voie să nici să le pozăm, nici să le filmăm. În restul muzeului am avut voie să filmăm, dar da, neapărat, dacă vă pasionează istoria, dacă vă pasionează Egiptul antic, așa cum a fost cazul meu, trebuie să ajungeți aici. Sunt piele de găină, efectiv, că am trăit așa ceva și abia aștept să ajung în Valea Regilor și abia aștept să ajung la piramide. Îmi pare rău că nu am văzut sarcofagul sau mumia Cleopatrei, am înțeles că încă nu a fost descoperită, iar cea lui Tutankhamon, dacă nu mă înșel, este în Valea Regilor. Impresionant de-a dreptul, adică fila asta de istorie este grăitoare pentru tot ceea ce suntem noi astăzi și le datorăm foarte multe lucruri lor, celor din Egiptul, egiptenilor antici, pentru faptul că au descoperit atât de multe, că au fost atât de inovatori. Da, jos pălăria, Egipt. Contraste multe, dar la urmă e foarte important să-ți prioritizezi cu ce anume vrei să rămâi din toată experiența asta. Iar pentru mine istoria este foarte, foarte importantă și șterge cu buretele orice neplăcere. Gata, mergem acum la următoarea destinație, nu? Thank you.
turiști clasici. Noi trebuia să ne uităm pe TripAdvisor, să căutăm niște companii care organizează astfel de excursii pe Nil. Vrem să ne plimbăm acum cu feluca, barca tradițională din lemn, folosită în mare parte aici în Egipt, Sudan și Irak, dacă nu mă înșel, sau Iran. Nu-mi dau seama exact dacă facem ce trebuie sau nu. Hai să vedem ce ne oferă băiatul ăsta. Ne-a oprit pe stradă în stilul caracteristic și ne-a întrebat ce anume vrem să facem. Pentru 30 de euro ne plimbă o oră cu barca. Toate ca toate, dar sunt atât de multe gunoaie aici în apă și nu numai. Tur privat, că doar altfel nu se putea. Am citit că poți opta pentru varianta unei bărci care te plimbă vreo 2 ore. Asiști la tot felul de spectacole, de dans, de muzică și mănânci. Dar nu și cred că în banii ăștia, da. Dar, mă rog, noi avem nevoie de puțină liniște astăzi și am zis, hai, să facem un efort. Feluca tradițională nu are motor, e o barcă cu pânze, dar au adaptat-o băieții pentru a face turism așa cum trebuie. Merge foarte încet barca, dar îmi place că e liniștitoare plimbarea, putem admira zona asta nouă a orașului, construită de o parte și de alta a Nilului, foarte multe hoteluri de lux, foarte multe blocuri, restaurante aici. Că ne-am întrebat dacă vrem muzică tradițională să ne răsune din boxe, dar nu, vrem liniște. Frumos, chiar n-aș fi zis că o să încheiem ziua într-un mod atât de liniștit și plăcut, la cât agitație a fost azi în jurul nostru.
după mumii, croazieră pe Nil, cartier islamic, am și uitat că te-am văzut astăzi, am ajuns la restaurant și o să mâncăm mâncare tradițională. Mi-e mai liniștit față de restul restaurantelor de aici din Cairo, e retras. Fasahet Somaya se numește, este situat aproape de hotelul nostru și se deschide doar seara între 5 și 7 și au doar 3 feluri de mâncare, adică meniul zilei, cum s-ar zice. Câtă mâncare, miroase bine. Am avut de ales între 3 feluri, toate de vită. Am exclus ficatul de vită. În schimb avem carne cu orez aici și sos de roșii. Din câte îmi dau seama aici, chiar nu ghicesc, dar văd că e puțină grăsime, tot de vită, cu alune deasupra și murături. Miroase a caramelă, dulceață, ciocolată, pe cuvânt. Ia să vedem. Da, e o tocăniță de vită, dulce. Interesantă, nu e rea, să știi. Hai să vedem și carnea. Orezul e bun, simplu fiert. Sosul e foarte gustos. E o afacere de familie. Văd că mama gătește și copiii servesc. Carne fiartă, nimic deosebit. Și murăturile. Îmi fac rosul. Ah, bravo. Sunt un pic picante, un pic mai mult. Mi-a gura foc. Au puțin ulei deasupra și niște ierburi. Dar foarte, foarte picante. Poftă mare, revenim cu impresii și nota de plată. Ăsta este un restaurant mai select, dar este local 100%. Noi suntem singurii străini, însă toți ceilalți din jurul nostru sunt la costum, la 4-ace îmbrăcați. Foarte bună mâncarea, porțiile mare, adică noi n-am putut termina tot. Ne-a costat tot ce avem aici, apă, Pepsi, două feluri de mâncare și murături, 90 de lei. Cu tot cu bacșiș, pentru că este nelipsit aici în Egipt și intră în nota de plată. Pisica, pisici de Egipt. Cu burțile pline plecăm acum către hotel. Apropo, noi în această seară schimbăm cazarea. Ne mutăm lângă piramide și cel puțin așa credem că o să avem vedere. Așa am făcut rezervare, vedem la fața locului, pentru că Egiptul este o surpriză. Una comanzi și alta primești. Sperăm că v-au plăcut imaginile de astăzi. Nu uitați like, subscribe, un share dacă se poate. V-am pupat din Egipt și ne vedem peste câteva zile cu un nou vlog de aici, din această țară minunată. Să vedem ce surprize ne mai așteaptă. Trebuie să fim foarte atenți pe unde mergem, că ne poate călca mașina. Da, o să mai vină vloguri din Cairo. Acesta a fost doar primul dintr-o serie. Așa este. Mă pupăm. V-am pupat.